Cellist Festival la ediția a doua. Sunt foarte entuziasmați că putem oferi publicului ceva nou, ceva cu o nouă energie. Cellist Festival înseamnă pentru noi o relație extraordinară între noi, organizatorii și invitați. Noi suntem și interpreți în acest festival, dar nu suntem persoanele cele mai importante, ci invitații din exterior sunt vedete, adevărate vedete. Este un lucru extraordinar că, iată, la ediția a doua sunt foarte mulți participanți, profesori extraordinari care vin din toată Europa și bucuria mea personală este că foarte mulți dintre cei care sunt aici au fost studenți, ei în continuare își prezintă, să spunem, ofertele lor culturale în sensul că au ce arăta, pentru că sunt la un nivel extraordinar și împreună cu colegii lor din străinătate încearcă să dea un impuls vieții muzicale din România și din Europa. Da. Aproape 60 de cursanți care s-au înscris și la Cello Verzi, dar și la Mini Cellos, unde în această ediție la Mini Cellos vom avea 4 începători, așa că reușim să atragem cu fiecare ediție din ce în ce mai mulți copii. Iar concertele din festival, vă rog să intrați pe site-ul nostru cellist.com și să vă faceți o idee, cu siguranță veți vrea să veniți măcar la unul dintre ele. Absolut minunată de Cellist Festival, care a avut loc anul trecut și care pentru mine a marcat una dintre cele mai importante și cele mai frumoase experiențe muzicale din ultimii ani. Ne aflăm acum la cea de-a doua ediție, care prin participarea a 57 de cursanți, 17 profesori îndrumători și numeroase concerte, ne propune un sejur de 10 zile, un sejur de vis pe tărâmul violoncelului. I have in Romania my cello family with Marin Kozaku, with Razvan Suma, with Ella Bokor, with Mircea, with Octavian. I have a lot of cello friends here which are doing fantastic work. Each time I'm coming to Bucharest, I meet more and more young cellists. They are 12, they are 13, they are 14. And it makes me, like professor, like teacher, very happy about the future of Romanian cello generation. Yes, this is my first time to come to Cellists Festival, and I'm absolutely glad and happy that Razvan found me and called me and invited me, because this kind of a combination of concerts and master classes are, I think, the only way to bring the youth into the next level. We also have kind of like meetings, which is maybe not really official, but that we are a collection, that we are a company, that we are together and we are having conversations, that the communication every minute is existing. This is, I think, this is what brings us and the students into this mood which this kind of events needs to have, and Razvan found it absolutely greatly. Acesta
Asta este proiectul în seara aceasta, este o călătorie traveling în spațiu și timp, în, normal, în diferiți ani, în diferite continente, diferite stiluri muzicale, diferite arte, diferite artiști, diferite combinații, diferite simțuri, pentru că în seara aceasta este multisensorial, în sensul că avem și foarte multe mirosuri care se suprapun cu lucrările, fie din Africa, fie din America de Sud, fie din Europa, din România până în Irlanda, trecând prin cântece celtice, prin Bach, prin Piazzolla și Hamza Eldin și așa mai departe. Deci ce oferim noi cu Cellovision seara aceasta este o experiență și atât. Cele mai iconice concerte de violoncel și, ca să o spun așa, prozaic, niciun violoncel nu scapă de Haydn re major. De fapt, mai frumos este să te reîntorci, să revii, să revezi oameni dragi și așa că pentru mine este o mare bucurie să mă reîntorc, să văd acest capitolul 2, da, simbolul continuării și să petrec clipe pe scenă și în afara scenei cu colegi extraordinari. De multe ori ne place să le spunem că violonceliștii sunt de gașcă și fără invidii și cu așa un sentiment foarte familiar și aceste emoții pentru mine sunt, se asociază cu ediția a doua. Is not one of the biggest, but it's so much compact, and everything includes this seven variations of great music that I'm looking forward to play with this orchestra. Also, the first time to play in Athenaeum, the first time, and this in combination with Cellist Festival is just makes me very happy. Thank you.
foarte mult să fiu parte din festivalul Cellist. Mai ales că noi, violonceliștii, suntem o colecție de oameni care ne înțelegem foarte bine între noi. Ne face mare plăcere să fim în preajma celor altor celiști. Și în special aici eu am marea plăcere să revin între un cerc de celiști de la care am învățat foarte mult în anii mei de dezvoltare. Cea mai mare satisfacție în ceea ce privește profesia mea este arta predatului. Faptul că pot oferi cunoștințele mele dobândite de-a lungul timpului mă încântă foarte, foarte tare și mă onorează, dar în același timp mă bucur foarte tare când am de învățat și eu la rândul meu de la elevii și studenții mei. Acum avem o dublă ocazie, fiindcă pe lângă faptul că învăț de la elevi, învăț și de la ceilalți profesori invitați care sunt violonceliști de renume chiar pe plan internațional. Sunt foarte bucuros să fiu parte din Celovers, care am găsit deja foarte, foarte mulți copii talentați aici cântând la violoncel și foarte entuziasmați de acești profesori care sunt invitați în festival. În primul rând, nivelul crește extrem de mare orașului, țării și, bineînțeles, invitațiilor din alte țări. Iar este de o importanță foarte, foarte puternică, de asemenea, pentru cultul de a studia un instrument și de a avea unui copil o disciplină pe care îl pregătește foarte mult pentru viitor și nu numai în muzică, în viață. The motivation from the young cellist and the mentality change a lot, and it's really very, very nice to share our experience, the experience of the modern cello, because the modern cello go very, very high level. No, it's incredible with the possibility of technique and expression very, very big, with a lot of freedom because the level is very high. And also the holy music can give a lot of idea and possibility to research, to find something different with the cello, with the language, with what we can share with the public. Thank you.
in the educational programs cello verse and mini cellos, and it's very inspiring not only for them but for the teachers to see how much they developed in just 1 year. I'm also happy to see new kids, most of them beginners, that are so happy and inspired and want to play an instrument. And this is something very natural and normal when you have such an atmosphere of love and appreciation. Pentru elevii mei, de asemenea, este o mare oportunitate, nu numai cei copii de la minicello, copiii noștri de la minicello, care ai mei sunt un număr destul de mare, au posibilitatea să lucreze cu alți profesori, să învețe alte metode, alte principii pe care să le pună împreună cu ceea ce învață de la mine. Sunt mult mai inteligenți, sunt mult mai creativi, sunt mult mai curioși, sunt mult mai sensibili, sunt mult mai puternici, au o răbdare mult mai mare, iar dacă își programează obiective, le pot atinge mult mai repede cu o ușurință mai mare. Deschide oportunitatea copiilor și tinerilor spre a se întâlni cu personalități din zona aceasta, cu maestri pe care altminteri nu au ocazia cu siguranță să îi găsească la un loc sau poate aici colo în lume dacă au posibilitatea să călătorească. Ce pot să observ? Se îndreaptă spre armonie, spre disciplină, dar o disciplină armonioasă, spre cultură și ne ajută și pe noi să ne regăsim copilul interior. Am observat clar o dezvoltare pe toate planurile, de la faptul că este mult mai sociabil, învață să comunice cu persoane de mai multe vârste, din mai multe categorii sociale, cu colegii, învață să fie, cum să zic, fair play. O spontaneitate, o ușurință și în același timp se vede că îi place. Merge singură să studieze, stă 2-3 ore pe zi cu violoncelul alături și lucrul ăsta nu sperie sau nu plictisește sau nu obosește. Sperăm ca pe viitor să se investească mai mult în această parte, pentru că este păcat. Este păcat. Vreau că ar fi bine să ne dreptăm spre lucruri frumoase, nu spre partea urâtă, spre grotesc.
vorba de recunoștință, pentru că noi am învățat de la profesorii noștri și transmitem mai departe ceea ce am învățat. Și cum o facem? Cu pasiune, cu dăruire, cu dedicație, pentru că pedagogia numai așa se poate împlini.